Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Vine luna aceasta a iubirii, a dragostei, a Sfântul Valentin, ziua îndrăgostiților. E o sărbătoare împrumutată, adoptată, dar oricum nouă românilor le place să facem chestia asta. După care vine și sărbătoarea nouășă, dragobetele, știți? M-am gândit să fac o serie de emisiuni speciale cu această ocazie și în care să aduc niște invitați care să vă placă și care să ne povestească despre aceste tematici. Bine, din alte puncte de vedere, știți? Adică nu o să discutăm acum despre cum să ne cumpărăm bomboane de ciocolată sau pernuțe în formă de inimioare, jucării de pluș și alte chestii sau bijuterii. Nu, o să vorbim lucruri mai serioase, mai profunde, cu oarecare intensitate sau să descoperim ceva din viața noastră care să ne ajute pe viitor în relații. Adică emisiunea aceasta este și pentru cei care sunt într-o relație, dar și pentru cei care sunt singuri și mai ales pentru cei care au fost într-o relație toxică. Îi vom ajuta să înțeleagă de ce s-a întâmplat acest lucru și ce pot face ca pe viitor să nu mai ajungă în aceeași buclă, în aceeași buclă de fiecare dată de-a lungul vieții. Și am plecat cu ideea acestei emisiuni. Trebuie să recunosc că sunt câțiva ani de când îmi doresc să fac această tematică, dar a trebuit să aștept omul și momentul potrivit. Chiar de vreo 2-3 ani mă tot gândesc cum să abordez eu subiectul acesta. Și iată că a venit anul 2022, a venit luna februarie și a venit Amos printre noi. Că trebuia să vă spun de acum ceva timp, poate chiar de la începutul emisiunii, că v-au plăcut atât de mult emisiunile cu Amos, v-au plăcut atât de mult încât am zis că trebuie să-l mai chemăm. E chiar printre preferații voștri, așa că m-am gândit cine poate să fie mai potrivit să ne povestească despre subiectul ăsta, dacă nu Paul, mă rog, eu știu de Paul, voi știți de Amos. În primul rând îți mulțumesc mult de tot pentru invitație încă o dată și pentru că ai acceptat-o, Paul. Bună ziua, Daniela! Mă bucur foarte mult să ne revedem, să știi, și vreau să le urez bun venit și telespectatorilor tăi și celor care ne urmăresc. Da, nu le-am spus subiectul, că îi ținem în suspans așa cum ne place nouă. Trebuie să vă spun că discutăm despre două cărți de tarot. Sunt două cărți arcane majore, după cum i-a explicat Paul că se spune. E vorba despre cartea Îndrăgostiții și cartea Diavolul. Mamă, cum sună așa numai când te gândești la titulatura acestei cărți. Și de ce am ales această tematică? Acum câțiva ani, un prieten al meu, de-ai mei, acum așa cu gramatica asta nu mai știu niciodată cum să vorbești, ce să spui, mi-a povestit că cele două cărți sunt același lucru, doar că sunt puțin inversate. The Lovers, Îndrăgostiții, arată într-un fel, iar The Devil, Diavolul, sunt toți îndrăgostiții, dar cu niște lanțuri. Și mi-a spus că sunt niște implicații, niște semnificații mult mai profunde, mult mai inconștiente acolo. Ceva legat de tiparele noastre, de modul în care suntem obișnuiți să iubim și modul în care ne implicăm în relații. Pentru că acea carte, Diavolul, are mare legătură cu relațiile toxice, despre care o să vă tot povestesc anul acesta. Nu uitați că avem conjuncția Jupiter-Neptun de pe 12 aprilie în semnul peștilor și vorbește despre relații toxice. Iar da, cartea Diavolul vorbește despre asta. O să-l las pe Paul să ne povestească mai multe. Mă bucur enorm că apuc să fac această emisiune, să descoperim și cărțile și înțelesurile și cum se pot ele lega. Paul mi-a spus că mai are și o altă carte care le leagă pe acestea două, dar îl lăsăm pe el, nu mă mai bag eu, că oricum are multe, multe, multe să ne spună. Bună, Amos, de data asta îți voi spune așa din respect cum ne-am înțeles ca de fiecare dată. Hai să încercăm să le explicăm oamenilor cele două cărți. Adică teoretic, să înțeleagă, nu știu, nici eu nu le știu foarte bine, poate le înțeleg și din perspectiva ta altfel. Astăzi vreau să vorbesc despre iubirea Eros și iubirea Agape, pentru că de fapt despre asta este vorba. Iubirea Eros întotdeauna reprezintă senzualitatea, reprezintă sexualitatea, reprezintă instinctele pe care noi le avem ca și oameni, iar iubirea Agape reprezintă acea iubire, acea conexiune frumoasă de suflet. Iată, acestea sunt cele două principii pe care le regăsim în cartea Diavolul și în cartea Îndrăgostiții. Și o să începem aici cu Diavolul. Eu o să vă arăt cartea. Aceasta este. Așa. Știu că toată lumea se sperie de aceasta. Se sperie. Păi cum să nu te sperii când vezi cartea asta, Amos? Adică uitați-vă și voi la ea. Tronează Diavolul acolo. Adică ei sunt sub ghearele Diavolului, cei doi îndrăgostiți. Asta contează foarte mult ce reușim să vedem în această carte. O să ne explici tu. Cartea Diavolul este arcana majoră cu numărul 15. Iată, avem un 6, la fel ca și în cartea Îndrăgostiții, care este arcana majoră numărul 6. Reprezintă litera ebraică Ayin, care practic
arată ochiul, arată organul vederii, lucruri care se relevează, da, din subconștientul nostru. Diferența dintre cele două arcane, deci atât din cartea Diavolul, cât și din cartea Îndrăgostiții, este faptul că Diavolul vorbește despre subconștient, iar cartea Îndrăgostiții vorbește despre conștient. Cartea Diavolul arată, practic, instinctele noastre primare, așa cum am spus mai devreme, arată viciile noastre, dependențele noastre și, așa cum ai spus și tu, Daniela, mai devreme, arată toxicitatea dintr-o relație. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care noi suntem strânși ca într-o menghină în relația respectivă, rămânem acolo datorită obișnuințelor, datorită creditelor, de exemplu, pe care le avem împreună și nu ne mai leagă partea sufletească, nu ne mai leagă iubirea, acolo avem energia diavolului. Este o carte ce reprezintă pe Bafomet, îi se mai spune și țapului Mendes, ce ține oamenii practic în niște lanțuri, dar aceste lanțuri nu sunt legate complet de oameni. Ia, ne mai arăți puțin poza, te rog frumos, le arătăm, da, oamenilor că lanțurile sunt chiar largi așa, uitați, dragii mei, vedeți, sunt niște lanțuri acolo, dar sunt foarte, adică pot fi tot timpul scoase, nu-i așa, Amos? Sigur că da. Ei sunt singurii care se pot elibera. Acum depinde foarte mult de om ce alege, da? Pentru că întotdeauna avem liberul arbitru și întotdeauna avem puterea de a alege ceea ce facem cu noi și cu relațiile noastre. Este o carte ce arată angajamentul, arată ispita, arată cele mai mari dependențe ale noastre, cum spuneam. Și pentru că reprezintă și pentagrama întoarsă, aici avem noțiunea de material care guvernează spiritul. Da? Pentagrama în forma ei normală, cu cele două colțuri în jos, da? Sunt cele patru elemente plus spiritul. Adică avem apă, pământ, aer și foc plus spiritul. Și pentagrama practic înseamnă că spiritul guvernează materia. Ei, iată că în cartea Diavolul avem fix invers. Avem materia guvernează spiritul. Asta înseamnă că omul rămâne carnal, omul rămâne la instinctele lui primare. Omul alege practic să își trăiască mai mult zona senzuală, zona sexuală, zona pătimașă, decât să aibă acea conexiune sufletească, acea iubire agape despre care spuneam mai devreme. Diavol, haideți să dezbatem puțin și noțiunea asta de diavol, de unde vine. Vine din latinescul diabolus, care semnifică a calomnia, calomniatorul, mincinosul, autoritarul. Deci când avem o relație construită pe aceste noțiuni, pe calomnie, pe minciună, nu suntem sinceri cu partenerul sau partenerul, partenera nu este sincer cu noi, acea relație se creează practic pe ceva ce de fapt nu există. Nu sunt acei piloni solizi care să susțină relația respectivă. Eu mereu am fost de părere că o relație sănătoasă este construită pe sinceritate, pe corectitudine și pe a ne asuma ceea ce suntem de fapt. Pentru că am constatat chiar și din ședințele mele private că oamenii sunt speriați în momentul în care la suprafață iese latura aceea necunoscută a partenerului sau a partenerei. Și vin și spun, eu nu credeam că el este așa sau că ea este așa, pur și simplu nu-l mai recunosc, nu o mai recunosc. Ei bine, sunt lucruri care există deja în noi, repet, există în subconștientul nostru. Bineînțeles că de cele mai multe ori nu le arătăm, pentru că suntem judecați, pentru că ne este teamă că poate nu vom fi acceptați și așa mai departe, dar sunt momente și vor fi întotdeauna momente când aceste laturi ale noastre întunecate vor ieși întotdeauna la suprafață. Și eu cred că dacă de la început, într-o relație, se discută toate aceste aspecte, toate aceste dorințe pe care de fapt le avem, nu o să mai fim speriați de ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor într-o relație. Deci, practic, cartea Diavolului reprezintă toată zona aceasta de material, reprezintă tot ce înseamnă dus la exces, la extrem. Putem să avem aici o dependență de alcool, putem să avem o dependență de sex, putem să avem o dependență de fumat.
arată o nocivitate, o toxicitate. De asemenea, pentru că vorbim de zona subconștientului, diavolul poate arăta o traumă a persoanei respective. Și de regulă arată traumele sexuale. Arată, sunt niște simboluri acolo în această carte, da? Iată, nu ne putem elibera, nu mă mai pot elibera, nu mai știu ce să fac. Pur și simplu nu mai pot controla pornirile. Avem iarăși foarte mult foc, da? Dacă vedem acolo... Vedem niște diavolul, codițe, da, da, da. Da. Diavolul ține acolo un spectru de foc, iar oamenii practic au coadă. Deci se aseamănă cumva acestui arhetip. Este o carte ce reprezintă planeta Saturn și zodia Capricornului. Deci avem aici și reguli, poate de tot felul. Să nu uităm că și dacă suntem foarte dogmatici sau habotnici, de exemplu, și asta poate însemna o zonă a diavolului, pentru că, practic, sufletul nu mai este liber. El nu mai gândește liber, nu se mai exprimă liber, ci doar prin experiențele altora, printr-o anume dogmă sau printr-o religie, să spunem, care poate nu face altceva decât să limiteze foarte mult ființa umană, să limiteze foarte mult sufletul. Și atunci omul ajunge să nu-și mai înțeleagă stările. Are impresia că este în întregime doar păcat și nu mai există lumină acolo în interiorul lui. Însă să nu uităm că dacă noi nu cunoaștem întunericul, nu avem cum să mergem practic spre lumină. Dumnezeu este și în întuneric, este și în lumină. Dumnezeu este peste tot. Vorbim despre legea polarității. Suntem lumină, suntem întuneric, exact cum există alb și negru, dulce, amar, așa suntem și noi. Cu alte cuvinte, iartă-mă puțin, cu alte cuvinte, când ne apare această carte, vorbim și de etalări acum, nu doar de la modul general și teoretic. Eu vreau să înțelegem și teoretic despre această carte, să nu mai judecăm atât de aspru, dar cu alte cuvinte, când apare această carte în cadrul etalărilor despre relații, de fapt vorbim despre niște tipare de ale tale care sunt toxice, despre faptul că tu stai într-o relație care nu este sănătoasă pentru tine și că s-ar putea ca exact acolo să tragi foarte mult și că acolo să fii foarte supărat că nu se întâmplă lucrurile, bănuiesc. Da. Se creează o dependență. O dependență atât de mare încât omul confundă acea dependență și acea obișnuință cu iubirea. Și aici este un aspect destul de, aș spune eu, interesant, grav, pentru că consideră că nu se mai poate elibera sau nu mai cunoaște altceva. Diavolul mai exprimă și foarte multă teamă, frică într-o relație, teama de a nu pierde partenerul sau partenera, frica aceasta că nu mă mai pot descurca, nu mai pot merge înainte, nu mai știu altceva decât ceea ce mi s-a oferit până în momentul de față. Și iată cum omul alege să rămână într-o relație toxică, cu totul, suferind tot felul de abuzuri, pentru că dacă tu simți acolo în interiorul tău că relația aceea nu mai are ce trebuie să aibă, dar totuși rămâi acolo pentru că ai copii, pentru că îți este frică, pentru că îți este teamă, pentru că lasă că decât să mă duc cu cineva care mă bate, mă înjură, așa mai departe, prefer să rămân aici. Dar există și acolo un abuz și abuzurile se vor înmulți. Și uite, așa rămânem practic în energia aceasta a diavolului. Deci, lanțurile acelea sunt de fapt închipuite, să înțeleg. Sunt total închipuite, da. Pentru că întotdeauna există o soluție, întotdeauna există o rezolvare. Dar vezi că ai nevoie de forță, ai nevoie de putere ca să-ți recunoști tu ție că poți și că există viață și dincolo de relația aceea, dincolo de dependența aceea. De ce se leagă aceste dependențe? De regulă pentru că stima de sine este scăzută, pentru că avem senzația că deja avem o anumită vârstă și nu o să ne mai placă nimeni, indiferent că vorbim despre femei sau despre bărbați. Deci totul se întâmplă în mintea noastră și uite așa energia diavolului ne ține pe loc, nu ne putem dezvolta, nu ne permitem să aducem în viața noastră relații noi, relații care într-adevăr
să ne dezvolte, să ne împlinească și să înțelegem că totul, practic, se bazează, până la urmă, pe libertate. O relație care nu are libertate nu este relație. Acolo este o închisoare. Libertatea, să le explicăm oamenilor, că nu înseamnă să fie lăsat să facă ce vor, ci libertatea să fie autentic, să fie vulnerabil, să spună ce le place, ce nu le place și nu să stea într-o zonă din aceasta în care să nu deranjeze pe celălalt, să nu-l facă să plece, că de fapt aia e libertatea, să poți să fii tu însuți. Știi ce am descoperit și eu în astrologie, în sinastrie, în compatibilități? Tot ce este toxic este sexy, Paul. Și tare greu scapi de tot ce este. Oriunde este un aspect toxic, e o atracție, un pull din acesta foarte puternic și e foarte sexy acolo, te rupi greu, adică fie că e o relație indisponibilă, fie că e o relație secretă, fie că e o relație bazată pe sex, cum ai zis tu, fie că e o relație, nu știu, cu un element ciudat, știi, adică o chestie interzisă. Fructul interzis e tot timpul foarte sexy. Și am observat că oamenii stau în relațiile acestea toxice tocmai pentru că îi atrage extraordinar de mult. Dar asta înseamnă că e ceva în ei ce nu funcționează, bănuiesc. Da, și uite, de fructul interzis, să știi că putem să vorbim mai mult la Cartea Îndrăgostiții, pentru că, din punctul meu de vedere, Cartea Îndrăgostiții nu neapărat arată acel suflet pereche. Eu știu că... Ia, să ne arăți cartea, să discutăm și despre ea acum. Eu știu că perspectiva clasică a acestei cărți... Păi uite-te și tu cum este cartea asta, Amos. Arată așa, rai. Arată față de cartea de mai devreme, asta vrei să ți-o pui icoană. Uite-te și tu, este oamenii ăia liniștiți, e cerul, acolo e energie, sunt munți. Uite-te și tu ce e acolo, flori. Da. Este o uniune binecuvântată, într-adevăr, pentru că avem și un înger aici, da. Însă, dacă privim mai bine cartea aceasta, arată facerea. O avem pe Adam și pe Eva aici în această carte. Da, așa. Și cu toate că vorbim despre facere, avem aici ispită. Există și în cartea asta așa de minunată pare ispită, adică nu doar în cealaltă carte, vai. Uite șarpele, da, uite șarpele de aici din Da? Aha. Evei. Bun. Deci avem aici o uniune binecuvântată, într-adevăr. Această carte ne vorbește despre femeia supusă cumva lui Adam, da? Eva, iată, dezbrăcați în adevăr în fața lui Dumnezeu. Suntem două persoane, dar practic suntem un singur suflet, suntem uniți. Această carte, în altă perioadă, semnifica opțiunea, așa îi se spunea, alegerea, opțiunea. Și este o carte care reprezintă faptul că, deși avem această uniune frumoasă, avem opțiunea de a ne alege relațiile în care intrăm. De ce? Pentru că Eva a mușcat din acel măr și a cunoscut, practic, ceva ce era necunoscut înainte. Da? Deci a ales să trăiască puțin diferit față de ceea ce Dumnezeu le spuseseră să facă. Deci ce libertatea aia care nu exista la cartea diavolului, să înțeleg. Exact. Există această libertate, într-adevăr, există această uniune, dar vorbește și despre opțiune. Adică vreau să-mi recunosc eu mie, după arhetipul pe care eu îl am, ce relație am nevoie, de ce relație am nevoie, de ce partener sau parteneră am nevoie. Pentru că sunt oameni care experimentează foarte mult din punct de vedere sexual și asta este ok pentru ei. Pentru ei, pentru că au avut curajul să-și recunoască aspectul ăsta. Nu sunt probabil construiți pentru a avea o relație sau o singură relație monotonă, dar sunt și ceilalți care își doresc o relație stabilă. Nu își doresc acel fruct interzis. Își doresc stabilitate, își doresc să trăiască până la sfârșitul vieții alături de un singur partener sau de o singură parteneră. Deci avem aici o opțiune pe care noi întotdeauna avem nevoie să o luăm, să o facem câteodată. Și, repet, reprezintă conștientul. Este o carte a conștientului. Dacă în subconștientul meu zace diavolul, adică ispita, am dorințe pe care nu pot să le spun oricui. Trăiesc o viață paralelă, sunt dependent de sex, sunt dependent de alcool, dar cumva beau în ascuns,
mă duc în alte locuri și îmi pun în practică, nu știu, fanteziile sexuale cu altă persoană față de decât cu partenerul sau decât cu partenera mea. Iată, acolo deja se creează o energie toxică, atât toxică pentru persoana în sine, cât și pentru partener sau pentru partener. Și trebuie să înțelegem că în momentul în care trecem peste o anumită limită, nu ne pedepsește Dumnezeu. Nu Dumnezeu este Cel care vine și ne pedepsește pentru ceea ce am făcut. Pur și simplu, acolo noi depășim niște legi naturale. Și în momentul în care ele sunt depășite sau în momentul în care mergem în zona aia de exces, atunci corpul nostru va somatiza cumva. Este pur o lege naturală. Și de cele mai multe ori se somatizează prin diferite boli, dezechilibre emoționale, dezechilibre mentale, mai spre bătrânețe încolo. Deci sunt două cărți care vorbesc despre conștient și subconștient. Ok, la suprafață eu îmi doresc această relație serioasă. Dar ce aduc pentru acea relație serioasă? Sau sunt într-adevăr capabilă să am o relație serioasă? Sau pur și simplu vreau doar să mă distrez, vreau doar să experimentez, vreau să călătoresc, vreau să cunosc mai mulți parteneri din care pot învăța ceva. Este o carte ce arată căsătoria mistică, așa cum îți spuneam, vorbește despre facere. Și-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și a făcut bărbat și femeie. Cam despre asta este vorba în cartea Îndrăgostiții. Și să nu uităm de faptul că bărbatul este zona rațională, este energia yang. Energia yang, scuze. Yang. Da? Așa. Care avem raționament, avem logică. Bărbatul întotdeauna este partea matematică, să spunem, a cuplului. Iar femeia este zona emoțională, este sensibilitatea, feminitatea, empatia. Și dacă ne luăm acum după povestea biblică, a faptului că Adam a fost creat din coasta lui Eva a fost creată din coasta lui Adam, înseamnă că bărbatul deja avea toate acestea în interiorul lui. Femeia nu este decât o extensie a bărbatului. Este practic o oglindă a lui interior, doar că este scoasă în afară, este pusă efectiv în fața lui ca să o recunoască. Încă bărbații nu prea își recunosc această latură de cele mai multe ori. Au părerea probabil că dacă sunt mai sensibili sau dacă sunt mai vulnerabili, nu mai sunt bărbați. Și își reprimă toată această sensibilitate. Și se supără că sunt femeile foarte sensibile, dar de fapt sensibilitatea este și în ei. Și probabil că de aia se supără, că nu suportă că e în ei sensibilitatea. Ei nu sunt ei în acord cu partea asta interioară. Cum transformi diavolul în îndrăgostit și îndrăgostiți în diavol? Este un subiect destul de complex, Daniela, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu își dau seama de toxicitatea pe care eu o trăiesc. Oamenii acceptă când le spui acest lucru? Când, de exemplu, apare acea carte, Diavolul, nu? Și e clar că e o relație, dar care are în spate și alte elemente mai toxice, mai sexy, cum le spuneam noi mai devreme. Cum iau această informație? Cum o primesc? Cum ai spus și tu mai devreme, tot ce este interzis este foarte atrăgător. Și întotdeauna diavolul nu vine cu copite, nu vine cu coarne, așa cum este el aici, ci vine ca un personaj foarte atrăgător, foarte, foarte sexy, dacă ne referim aici la relații, da? Și la arhetipuri. Și atunci, normal că nevoia asta de adrenalină, nevoia de pasiune există în fiecare dintre noi. Însă, la un moment dat, eu consider că fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm, ok, unde mă va duce pe mine situația asta? Sau este o situație pe termen lung sau scurt? Pentru că, de regulă, relațiile care au această energie a diavolului, vorbim doar despre erotism, despre o sexualitate profundă, despre consumare și niciodată nu este pe termen lung. Și întotdeauna se termină foarte prost.
ori pentru amândoi, ori pentru unul dintre ei cel puțin. De ce? Pentru că, repet, s-a depășit acolo o limită, iar Dumnezeu cumva încearcă să-i aducă sau să-i readucă pe calea autocunoașterii, să înțeleagă cine sunt ei de fapt și care sunt cu adevărat nevoile lor. Eu asta consider. Este foarte greu de acceptat, într-adevăr, pentru că fiecare dintre noi avem noțiuni diferite de ceea ce înseamnă fericirea sau toxicitatea sau dependența. Mulți oameni nici nu-și dau seama de fapt că sunt dependenți. Exact acolo voiam exact asta voiam să-mi spui, că lanțurile acelea sunt clar închipuite și sunt clar niște probleme de ale noastre pe care e foarte, foarte greu să le recunoaștem. Spune-mi, te rog frumos, cum face cartea aceea de care tu mi-ai spus? Eu i-am spus lui Amos că vreau să discutăm despre cele două cărți, mai ales că pe 14 februarie era ziua îndrăgostiților, luna februarie, luna iubirii, și eu i-am spus că vreau să discutăm despre aceste două cărți, cum se îmbină, că toată lumea spune, domne, diavolul privit invers este de fapt îndrăgostiții și îndrăgostiții priviți invers este de fapt diavolul, cum de altfel ne-ai și spus tu. Și Amos mi-a spus că mai există o carte care face oarecare conexiune cu subiectul zilei. Ia spune-ne, Amos, despre ce este vorba. Da, este o carte care, din punctul meu de vedere, arată dragostea adevărată, dragostea agape, așa cum mi se spune, și vorbim despre cartea 2 de cupe aici. Și avem caducelul, care exprimă, este și un simbol împrumutat, practic, de zona sănătății astăzi, da? Îl găsim pe la toate farmaciile. Asclepios. Exact. Este vorba despre viață. Aici. Avem viață, avem sănătate, avem o relație bazată pe experiență. Eu vin cu experiența mea, tu vii cu experiența ta și împreună ne unim. Este o relație dusă dincolo de orice limită materială. Este o relație pur sufletească. Doi de cupe arată căsătoria, arată simplitatea, arată că noi nu ne bazăm pe ceva material. Materialul sau viața sexuală este doar o extensie a iubirii noastre. Acolo ne consumăm din punct de vedere fizic, dar aici vorbim despre o relație pur spirituală. Aceste două personaje își împart două cupe, așa cum spuneam. Ce înseamnă asta? Eu îți ofer inima mea, îți ofer sentimentele mele, îți ofer chiar și suferințele mele, de ce nu? Iar tu mi le dai pe ale tale și împreună creăm acest întreg. Dacă te uiți, amândoi au două cununi pe cap. Da. Ce înseamnă că au reușit să treacă dincolo de tot ceea ce înseamnă material. Ei sunt niște învingători. S-au găsit unul pe celălalt. Este o carte care arată și îndrăgostirea. M-am îndrăgostit de persoana respectivă, pur și simplu la prima vedere. Mi-am dat seama că este sufletul meu pereche. Mă atrage ceva, dar nu sexual. Mă atrage sufletește, mă atrage emoțional, mă atrage din punct de vedere mental ceva la omul acela. Și atunci, clar, relația este construită pe ceva solid. Nu este construită pe ceva efemer. De aici eu trag concluzia că să nu picăm în niciuna dintre cele două paradigme, dintre cele două cărți, diavolul sau îndrăgostiții, că avem nevoie să experimentăm, să ne cunoaștem și să ne recunoaștem toate tarele, toate defectele, toate dependențele, toate metehnele și, bineînțeles, tiparele acestea, unele transgeneraționale, din păcate, dar unele și pe care le hrănim noi de-a lungul vieții, care ne fac să ajungem în relații toxice și în relații care ne fac mai mult să suferim, dar nu ne dăm seama pentru că nu ne trezim de acolo. Am o să-ți mulțumim mult de tot pentru faptul că ne-ai împărtășit despre aceste cărți, că ne-ai povestit tu despre cum se văd. Eu sper că aceste informații să le folosească oamenilor, mai ales în luna februarie, când unii sunt singuri, unii sunt în relație și, sau nu sunt în relația care trebuie și poate își dau seama despre ce e vorba și sunt sigură că și pasionații de tarot au învățat foarte multe. Spuneai tu că ai un nou site, ne poți spune despre ce e vorba, te rog? Da, este un site la care am muncit foarte mult, aproape un an de zile. Se numește cutiamagului.ro și ce am vrut să fac cu acest site a fost să aduc produse personalizate, să lucrez cu oameni care fac totul handmade și care depun foarte multă dragoste și pasiune în ceea ce fac, pe zona de ezoterism și witchcraft totodată. Alt domeniu despre care o să discutăm poate la un moment dat.
Sunt lumânări care merg pe zona arhanghelilor, pe zona îngerilor, cu sigiliile lor, deci se pot cumpăra pentru ritualuri sau pur și simplu pentru a descărca energia arhanghelului respectiv în casă. Aha, deci și cu îngeri, ce frumos! Și cu îngeri, da, sunt cei 7 îngeri. Mai lucrez cu cineva, cu Zaldac, care gravează lumânări cu dorințele oamenilor respectivi. Adică dacă eu doresc o lumânare pentru iluminare, pentru liniște sau chiar pentru atragerea prosperității sau a iubirii, sunt niște sigilii speciale, se face channeling, se gravează practic lumânările respective și se trimit către persoana care a făcut comanda, bineînțeles cu data nașterii, pentru că, repet, toate sunt personalizate. Da. Mulțumim mult de tot, Amos, pentru această emisiune. Sper să le folosească oamenilor, mai ales în luna februarie, și vă invit pe viitor să stați pe aici pentru că o să mai urmez o emisiune cu Amos specială pentru luna martie. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu, Daniela!